Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta, că inimile noastre s-au bucurat în cântare și acum mai momentul să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să deschidem Cuvântul Domnului în Cartea Prorocului Iona, la capitolul 3, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 894. Iona, capitolul 3, începând cu versetul 1 și pentru că E un capitol scurt, doar de 10 versete, o să-l citim în întregime. Să știți, grupul Sirion, Ionuț, ăsta e sunetul cel mai frumos în casa lui Dumnezeu. Să nu credeți că n-ați cântat bine, ați cântat bine. Dar mai bine decât voi se aude sunetul Bibliei în mâna copiilor lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai frumos sunet care se poate auzi în casa lui Dumnezeu că omul îi dornic sau audă cuvântul lui Dumnezeu, să-l răsfoiască. E cea mai bună gamă. Doamne, vorbește-ne în seara aceasta, Amin, în gama cuvântului Tău. Amin. Amin Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona a doua oară astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigare pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el. S-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă și a trimis să se dea de știre în inive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe, dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi. Și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Amin. Amen. Haideți să ocupăm locurile. Dacă fratele Cristi, luni, duminica trecută, au predicat din capitolul 1, eu în seara asta mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre capitolul 3 din cartea profetului Iona și, să știți, unul din personajele cele mai cunoscute a Vechiului Testament. Eu la binecuvântările de copii sunt foarte atent să văd dacă pune cineva numele de Iona la vreun copil. Îi cineva cu numele de Iona. Aici, îi cineva nu-i nimeni, nici la noi la Elim n-avem, deși e curios să, vadă, să, văd dacă are cineva curajul să, să pună numele Iona la copil. Nu pus nimeni, deși e un personaj foarte cunoscut. Știți că în viață putem fi cunoscuți din două motive. Unu, din cauza lucrurilor bune pe care le facem în viață, te ține minte lumea, da? Ce bine ai făcut, mai mare sau mai mic, dar te ține minte lumea, din pricina lucrurilor bune. Dar știți că te mai ține minte lumea de ceva? De ce? De prostiile care le-ai făcut. Ori ești ținut minte. Uite, zâmbiți. așa e. Îi ții minte din liceu. Și pe aia care erau cei mai buni, dar îi ții minte și pe aia nu? Că lucrurile astea două ne fac să ținem minte oamenii. Iona, de ce e cunoscut în Vechiul Testament? Că e o carte mică, e o carte uh, scurtă. Uh, am putea trece cu vederea foarte rapid. Și, totuși, Iona, îi unul din personajele care e foarte bine ținut minte. Știți de ce? Din pricina neascultării. Din pricina neascultării. Știți că oamenii se diferențiază pe pământ în funcție de deciziile și de lucrurile care le fac în viață. Dacă te apropii de Dumnezeu sau ești fără Dumnezeu. Și la groapă. Să știți că eu la mormântări mă uit la mort. Primul lucru când dau mâna cu familia, mă uit la mort. Știți de ce? Se vede pe om și în clipa morții. În sicriu se vede pe el de-a cui parte a fost. Bețivul parcă tăt cu nasul roșu a murit. Tăt cu nasul umflat, tăt, nu? Coțul parcă și degetele nu i se pot așeza cum trebuie în sicriu. De ce? Că l au urmat până, până în ziua morții. Dar să știți, se vede liniștea când omul e împăcat cu Dumnezeu. Și în sicriu se vede așezat omul care e împăcat cu Dumnezeu. Se vede o dihnă aceea. Iona a fost foarte cunoscut din pricina neascultării. Știți, factura lui Iona o rămas vizibilă până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 1 spune așa, cuvântul Domnului a vorbit a câta oară? A doua oară. Nu vi se pare ciudat că Niniveni și o să vedem imediat, ăștia aud din prima. Ăștia aud din prima. Domne, pe păi ăștia nu i-au dus o săptămână la evangelizare. Nu i-au dus o lună de zile. Ăștia o singură dată au auzit cuvântul lui Dumnezeu și zice ceva. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. O, o, o. Și vine Iona, cu ani de prorocie în spate, cu botezat de 30 de ani. Și zice Biblia că Dumnezeu o trebuie să-i vorbească o dată și o trebuie să mai vorbească o dată. Știți cu cât ne vorbește Dumnezeu mai mult? Și noi nu facem factura e tot mai mare. Plata e tot mai mare. Dacă citiți toată cartea Iona, o să vedeți factura pe numele lui Iona. Nu i-a -o plătit-o nimeni. Nu a putut să împartă cu nimeni. A fost o factură foarte, foarte usturătoare. Nu vedeți că și noi mulți suntem ca, ca și Iona. Exact ca și Iona. Domne, foarte greu o Noi ne-am obișnuit. E greu, trebuie să aduci pe nu știu cine să mai motivezi, domne. Veniți la adunare. Dar de ce trebuie să fim chemați la adunare? De ce trebuie să fim rugați să aducem pe unul nemântuit la casa lui Dumnezeu? De ce? Și de ce? Că ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Când omul e obișnuit cu Dumnezeu, e foarte greoi. Nu vedeți că Iona era dispus să meargă 4.000 de kilometri pe contrasens? decât să meargă câteva sute de kilometri până la Ninive. Greoi în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu. Dar când e vorba, cheamă-l pe unul la fotbal la 11 seara, că-ți vine. Dar cheamă-l pe, cheamă pe același. Uite băieții zâmbiți, nu? Că te-ai duce și la 1 noaptea, nu? Mai ales că-ți reflectoare mari și te duci duce oricând. Dar la 6 seara nu poate veni la adunare, e foarte ocupat. De la 11 tot ia una când i vorba de orice lucru ce nu ține de Dumnezeu, suntem foarte rapizi să-l facem. Doamne, gata, o sări din pat, eu sări și somnul. Nu vedeți că am ajuns în vremea aceasta să fim oameni greoi? Ca și Iona, greu. O trebuie Domnul să mai zică, Iona, mai du-te, hai, ridică-te. Nu vi se pare că așa suntem și noi? Știți cum ar trebui să fie biserica? Sau cum ar... Dacă am fi fost oameni cu adevărat, care amarde pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Spunea Cristi extraordinar de, de Titanic, da? Ați auzit și dumneavoastră. Păi dacă ai, dacă ai fi cu adevărat omul care te-a întâlnit cu Dumnezeu, păi locul ăsta ar fi trebuit să fie plin. Știți de ce? Pentru că omul care a fost schimbat de Dumnezeu, e o tânără la noi, la Elim, care e venită de aceea, de la dumneavoastră. Vorbeam cu Cristi cu de, de tânără aceasta. Păi asta știți ce face în Timișoara? ravagii prin, 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 facultatea de medicină, la toți le zice de Dumnezeu. La toți le zice de Dumnezeu, trage de ei luni, o venit cu una nepocăită la tineret. O zis, uitați-o, nu știu ce să-i zic mai multe, dar vorbiți cu fata asta. De ce? Pentru că arde pentru Dumnezeu. Noi, greu Acum, de la câte cine în seara asta? Păi pe îi știu, pe ăla știu, eu știu pe toți. Nu vi se pare că școala lui Iona, în școala lui Iona sunt foarte mulți înscriși acum? Foarte greu, foarte greu îi urnești pe oameni. Când omul se obișnuiește cu Dumnezeu, parcă Dumnezeu trebuie să-i tot repete, parcă trebuie să-i tot aducă aminte. Vă aduceți aminte, spune cuvântul Domnului în 1 Samuel, capitolul 3, versetul 17 și 18, că Eli era bătrân, era cu ochii tulburi și stătea pe un scaun. Om greoi, era om greu. Și vine cuvântul Domnului și are un mesaj puternic pentru el. Știți ce face Eli după ce aude mesajul din partea lui Dumnezeu? Când primește vestea că fiii lui ori or murit amândoi și chivotul lui Dumnezeu a fost luat. Știți ce a făcut Eli? S-a rupt scaunul că el a căzut și-o dat cu ceafa Des, pe spate, o căzut și-o dat cu ceafa și-o murit. Nu era mai bine dacă se ridica de pe scaun. Când aveam lasă versetele acolo, că din imediat. Nu era mai bine dacă se prăbușa pe burtă. Când a venit mesajul teribil din partea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, iartă-mă! Doamne, ajută-mă să mă întorc! El zice, ce spune? Auzi ce zice versetul 17. Eli a zis către Samuel, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu, au ce om serios, zici, domne, ăsta e om serios, caută cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e numai după rugăciune. Ăsta e tot din, casă în casă la rugăciune. Dar mai stai și cu ai acasă, nu trebuie să bați cercurile de rugăciune ca să creadă lumea că ești om serios, nu? Ăsta au zis om serios, Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-a ceva din tot ce ți-a zis. Și Samuel îi spune, i-a istorisit tot fără să-i ascundă nimic și aude ce îi transmite Dumnezeu, că îi va da la o parte, va, va nimici, copiii vor muri, el va fi înlăturat, va muri și el. Și auzi ce concluzie trage ăsta greoi, ăsta cu ani de experiență în casa lui Dumnezeu, ăsta care îi neam cu noi. Și ce zice? Domnul este acesta. Să facă ceva, ce va crede. Adică o lenevie din asta, o oboseală. Domne, nu mă mai. Nu, oricum m-am obișnuit, ne-te rugăm în fiecare duminică dimineața, a doua rugăciune, rugăciune de iertare. Noi ne-am obișnuit și cu rugăciunea asta. Ne-am obișnuit cu toate rugăciunile. Să facă Domnul ce va vrea. Oare care ar fi fost istoria lui Eli? Dacă în momentul acela, când Samuel îi vorbea din partea lui Dumnezeu, se ridica și îi spunea copile, ține-mă să mă pot ridica, să nu cad pe spate, ajută-mă să mă arunc pe burtă și să stric către Dumnezeu. Să nu se întâmple așa ceva casei mele, să nu se întâmple așa ceva la copiii mei, să nu se întâmple după o viață de slujire, după o viață de stat în casa lui Dumnezeu, să nu facă Dumnezeu să mă ierte că am greșit. Oare cum ar fi arătat istoria lui Eli? Cum ar fi arătat istoria uh, fiilor lui Eli dacă Eli le transmitea mesajul din partea lui Dumnezeu? Dar nu vi se pare, frații mei, că suntem într-o perioadă în care ne-am prea obișnuit cu Dumnezeu? Suntem într-o perioadă în care greu mai spunem un amin. Greu cântăm. Suntem oameni grei. Eli, zice Biblia, că era un om greu. Iona era un om greu de urnit, greu de trimis. Uh, era cum îi mașina câteodată, nu? Îți mănâncă cauciucurile. De ce? Că e dereglat unghiul de fugă. Să i foarte, o lași liberă și o ia în dreapta. Ori o în dreapta, ori în stânga. Numai drept nu merge. Așa au fost Iona, așa au fost Eli. Și să știți, Asta e generația care o trăim în vremea aceasta. Oameni care fiecare o ia pe unde vrea. Pe unde vrea. Dom'le, pe aici am bine. Nu mai vin. Nu mai vin. Dar noi vrem când suntem la strântorare ca Dumnezeu să intervine. Păi uite-te că Dumnezeu intervine, dar întrebarea lui a câta oară ți-o vorbi Dumnezeu? A câta oară ne-o vorbi Dumnezeu? Și noi știi ce zice? Știm noi cum e treaba. Știm noi cum e cu evangelizarea. Știm noi cu casa lui Dumnezeu. Știți ce e ciudat? Că vine unul nepocăit, mor de beat. Vine unul care, care poate într-o stare jalnică și aude odată cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce face? Se întoarce la Dumnezeu. Aici aș vrea să ne uităm în seara aceasta la poporul acesta care au auzit o singură dată, o singură predică. Nu l-au auzit pe Boariu, nu l-au auzit pe Dani Popa, nu l-au auzit pe nu știu cine. L-au auzit pe Iona care era lipsit de pasiune Ăsta nu a avut predică cu, cu, întâmplări. Nu a avut predică pe puncte. Ăsta a venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Ceea ce o da biruință în, în biserici întotdeauna, știți ce au fost? Mesajele care au venit din partea lui Dumnezeu. Degeaba noi încercăm noi să schițăm ceva, să venim înaintea dumneavoastră cu ceva, să vă predicăm o oră. Dar vă spun, ceea ce ridică omul din starea lui este mesajul din partea lui Dumnezeu. Și în seara asta ar vrea la muntele Sionului, la Deva, să nu predic, să nu fie o schiță, ci să fie un mesaj din partea lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Când vorbește Dumnezeu, uite-te, oamenii care erau vrășmași cu Dumnezeu, le trimite Dumnezeu și îl cred pe Dumnezeu din prima. Și de altul trage o viață. O viață trage de el să se întoarcă la Dumnezeu. Am fost la un mormântare, la un, mormântar, un privec de fapt, acum vreo trei ani de zile, patru ani, nu mă știu câtei. La un bărbat, la noi în județ, acolo, și omul ăsta nu a avut neam de neamul lui pocăit. Păi nimeni nu avea pocăit în familie. Într-o zi de miercuri, într-o dimineață s-a trezit și a zis către nevastă, s-a auzit, cheamă pe vecinul care-i pocăit, cheamă-l până la mine că vreau să vorbesc cu el. Și a mers femeia, l-a chemat pe fratele care era pocăit, vecin de casă cu ei acolo, și o zis, spune de cine. Zice, auz, cheamă pe popa vostru de la biserică, că nu știa că îi zice pastor, că nu a avut legătură cu pocăiții. Și o zis, zice, cheamă pe popa vostru de la biserică, că eu vreau să mă botez, să mă pocăiesc. Era miercurea. Fratele, eu zic, domne, așteaptă și tu până duminica, te pocăiești miercurea. Unde ai să te pocăiești miercuri, nu? Unde ai, pocăi, unde să te pocăiești vineri, sara? Stai, domne, până duminică, în ziua Domnului, nu? ca să fie legalitate. Dar ăsta foarte hotărât omul, o zi, nu domnule, eu naște, n-am până ziua voastră. Mie cheamă-l pe popa vostru, că eu vreau să vorbesc cu el, că eu astăzi mă pocăiesc. Mă, nu o scăpat de el până nu l-o pe păstorul lor. A venit păstorul la el acasă, da, domne, zice, spune, ce e problema? Zice, domne, eu vreau să mă botezați, că eu astăzi mă pocăiesc. O zis, domne, dar stai un pic, că facem un botez la biserică. Îți mai mulți, vii la biserică. Să uită omul la el, zice, domne, tu nu înțelegi. Că eu n-am treabă când faceți voi botez. Eu astăzi mă pocăiesc, eu astăzi intru în apă, eu astăzi mă botez. Și să uită păstorul la el și zice, auzi, de ce e graba asta? De ce nu poți aștepta? Și auzi ce zice omul ăsta. Ăsta nu a auzit niciodată grupul Sirion, niciodată nu a fost la adunare. Și spune așa omul ăsta. Zice, azi noapte am avut un vis. Zice, în fața mea se făcea că eram pe o câmpie verde întinsă și zice, în fața mea a apărut o lumină puternică. Și zice, din lumina aceea puternică a ieșit un bărbat în haine albe. A întins mâinile spre mine și a făcut așa, vino la mine, vino la mine, vino la mine. Și zice, azi dimineață când m-am trezit, am înțeles că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, trebuie să mă pocăiesc. Și au zis, nu plecați, vă rog, nu plecați până nu mă botezați. Și în ziua aceea păstorul l-a băgat în vană, l-a botezat și s-a întors la Dumnezeu. La exact 10 zile am predicat la el la privechi. O auzit odată cuvântul lui Dumnezeu. O singură dată o văzut mâinile care îl chemă, ca veni. O singură predică. O văzut mâinile întinse. Vă spun ceva, aceleași mâini care le-au văzut omul ăsta. Aceleași mâini sunt în seara asta la muntele Sionului. Același mesaj de chemare, același mesaj de iertare este în seara asta, în locul acesta. Măriți să fie numele Domnului. În seara asta am intitulat mesajul, că nu vreau să ne uităm prea mult la Iona, ca să nu ne demoralizăm. Ar vrea să ne uităm la poporul din Inive și mai ales la împăratul din Inive din vremea aceea. Și am intitulat mesajul Lecții de pocăință de la un împărat păgân. Lecții de pocăință de la un împărat păgân. Ăsta aude o singură dată mesajul din partea lui Dumnezeu. Și toată națiunea lui se schimbă. De ce? Pentru că o știut ce trebuie să facă. Și ar vrea lecțiile care le-au avut împăratul acesta să le luăm și noi în seara asta pentru viața noastră. Să ne uităm la el și să zicem că la urmă urmei, să știți, aceeași rețetă e în toată Biblia. Renunțarea la păcat, întoarcerea la Dumnezeu și veșnicia împreună cu Dumnezeu. Păi noi vrem rețete speciale, că de aia se întorc oamenii greu la Dumnezeu. Că nu-i greu. Că dacă ar fi greu, s-ar întoarce. Deci, domne, nu, cum? Așa nu mă iartă și gata, îți iertat. Da, domne, înțelegi? Renunți la păcat, îți pare rău, îți plângi păcatul și Dumnezeu te iartă. Nu, nu, nu. Dacă m-ar pune să înconjor biserica de trei ori pe burtă, pe coate, atunci ei s-ar părea un pic că îi duce du ceva cu Dumnezeu la mijloc. De -aia oamenii se întorc greu. De li se pare, domne, cum mă fac bine, mi se schimbă viața așa dacă vin și mă întorc la Dumnezeu. Da, domne, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, nu e grea. Știi ce e greu? Să conștientizezi că trebuie să te întorci la Dumnezeu. Asta e greu, să renunți. Primul lucru ce au făcut împăratul acesta păgân, primul lucru, o luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. O luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, Ăsta a fost împărat, nu a fost o băbuță din asta fără nimeni în viață. Nu a avut copii, nu a avut uh, nepoți, nu a avut pe nimeni. Să ducea și ea la biserică așa să... și -o auzi auzit că trebuie să să pocheie. Okay. Nu, ăsta era împărat, ăsta avea treburi, ăsta avea uh, funcții, avea probleme de rezolvat în, în uh, uh, Imperiu Asirian. Avea de rezolvat. Și într-o zi aude mesajul din partea lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Versetul 6 spune așa lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului. În momentul când împăratul aude mesajul, dar v-ați gândit vreodată, cum o auzit împăratul mesajul? Pentru că Iona nu a ajuns la împărat cu mesajul. Nu a ajuns cu predica la palat. Nici măcar nu a ajuns cu predica la toți din Ninive. Pentru că spune Biblia, versetul 3, că Ninive era o cetate mare cât trei zile de călătorie. Și spune versetul 4, Ion a început să pătrundă în oraș cale de o, o zi. Îi zice Dumnezeu trei zile te duci, iar revenim la Iona. Nu mai se merită trei zile, mă duc numai o zi. Adică îți faci treaba așa de fușareală. reală. Dumnezeu cu mila. Asta e omul care face treaba așa superficial. Eu zic Dumnezeu, Ninivei e, e o cetate mare cât să -o, o străbați în trei zile. Spune Biblia că el străbate numai o zi. Adică din 100%, el vestește Evanghelia la 33% din, din uh, populația din Inive. 33% din oamenii care uh, sunt în cetate aud cuvântul lui Dumnezeu. Fără pasiune. Dar știți ce e frumos? Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Indiferent cât e pasiunea de mare în tine sau noi, cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme omul că tu nu vrei, că tu ești obosit, că ești plictisit, Dumnezeu își face lucrarea. Le spun și la noi la tineri, băi, nu știi ce să-i spui, mă, la colegul tău. Nu-i bai, dar adul mă la adunare. Adul la în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se ocupă de el. Dumnezeu îi vorbește. Gândiți-vă, n-avea Iona nicio speranță că se bogăiește cineva. N-avea Iona nicio speranță că cineva se întoarce. Da, auzi, mă, să le spun că măcar acum îmi fac datoria. Îmi fac datoria să nu mai strige după mine că m-o trimis și nu m-am dus. Dar nu s-o dus cât o zis Dumnezeu. S-o dus așa pe 33%. Eu o zis de fușăreală, de așa de mântuială și totuși cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut efectul. Ori au auzit 33% cuvântul și a început să-l spună mai departe. De ce? Pentru că în mesajul în care s-o transmis din partea lui Dumnezeu, nu a contat vocea care îl spunea, nu a contat persoana care îl spunea, și era important ceea ce venea din partea lui Dumnezeu. Și ei ori înțeles și ori crezut pe cuvânt că era mesaj din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă, împăratul acesta nu lua la glumă, cum iau politicienii noștri. Da, de unde? Cu biserica. A, da, bine, faceți o rugăciune. Știți? Omul, e foarte greu omul când o duce bine să se întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă ce lecție o dă împăratul ăsta. Băi, împărat, mâncare bună, Trai bun, liniște și pace și totuși ăsta într-o zi zice, trebuie să fac ceva. Foarte greu se întorc bogații la Dumnezeu. Și o, o spus și Domnul Iisus. De ce? Că ai siguranța aia, Domne, de, bogatul de obicei. Nu vrea te ia în serios. Când e totul liniște și pace în casă. Nu caută mulți biserica. Știi când se umple biserica? Când încep problemele. Atunci nu știu, ești de la 5 jumate la biserică. Caută casa lui Dumnezeu. Mi-a scris o soră de la noi, de la adunare, despre o familie uh, de oameni nepocăiți uh, și o zice, frate Dani, te rog, zice, uite, au venit la iară o frizerie ceva uh, de femei acolo și o zice, te rog, uh, uite, e o clientă de a mea care uh, i-am tot spus de Dumnezeu și am rugat-o să să vină la adunare. I-am spus că Dumnezeu o iubește. O zis că nu are nevoie de Dumnezeu. Dar zice că e mosunat, disperat, are copilul intubat acum de un an de zile, un, o fetiță de un an de zile intubată la lui Iisus în Timișoara. Și mosunat disperată să meargă pocăiții să se roage pentru, pentru fetiță. Fa să facă pocăiții ceva, că tot i-am zis de Dumnezeu. Și o zis, te rog frumos, uite, ăsta e numărul la sunt. Sună-l, te rog, ia legătura, mergeți cumva, faceți o rugăciune pentru o fetiță, că disperați. Mă, când am văzut așa hotărâtă pe sora, eu am crezut că și părinții s-așa hotărâți ca sora. Și îl sun pe, pe, număr, pe bărbatul ăsta. Îmi răspunde, îi spun cine sunt, zic, uite, am aflat de necazul prin care trece, s-am aflat de necaz și, uite, am vrea să venim. Am înțeles că vi s-o spus de Dumnezeu și am vrea să venim să facem o rugăciune pentru fetiță. Cum e fetița? Și îmi spune, zice, domnule, zice, ieri aseară o scos-o din, din tuburi, zice, mai are numai oxigenul, a început să-și revină puțin și fata-i spre bine, zice către mine. Zic, bun, ok, la ce salon sunteți? Unde sunteți ca să să venim până la dumneavoastră? Să facem o rugăciune pentru, pentru uh, fetiță. Și auziți, omul când o simți că s-a depărtat un pic de groapă, nu a mai fost așa de aproape de groapă, zice către mine, bun, ce religie sunteți dumneavoastră? Oh, când am auzit că mă zic, asta s-a depărtat un pic groapa de el. Nu mai fetița pe moarte, deja te întreabă de religie. Zice, domne, nu, noi suntem de la biserica pentecostală. Nu, zice, mulțumesc, dar zice, noi suntem de altă religie, nu vă zic de ce religie mi a zis, zic eu zic, de altă religie, nu am ne... nu, nu, e ok, zice, vă mulțumim de gest și vă apreciem. Bine, mulțumesc, am închis telefonul. Știi ce am zis? Cum un pic îi merge mai bine la om? Știi ce zice? de unii e prorocul? Cine o striga? Nu, iar că s-o depărta de groapă. Dar uitați-vă câtă înțelepciune la omul acesta, la împăratul acesta aude mesajul și ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Omul acesta crede pe cuvânt că Dumnezeu i-a vorbit. Știi ce aș vrea în seara aceasta? Să crezi ce-o fost și în seara asta și ce va fi și mâine seară. Ce este și în seara asta. Dumnezeu îți transmite un mesaj. Ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Cred că Cristi, fără să, să știe ce, ce voi predica în seara asta, așa o lega Dumnezeu ceea ce a spus el cu ceea ce predic în seara asta. Dumnezeu are de transmis mesaje în vremea aceasta. Dumnezeu te-a adus în locul acesta. Nu că n-aveai ce face acasă. Că Dumnezeu are un mesaj de transmis pentru sufletul tău. Și ce ar vrea, Doamnă? Domnule, fratele meu și sora mea, tânăr drag, știi ce ar vrea? Să iei în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Ia în serios, spune Biblia, că se transmitea un mesaj puternic în Sodoma și acolo era un neprihănit un neprihănit care glumea când era vorba de păcat și de ăstea, cu ginerii lui, cu... și ce ori zice ginerii, ce mesaj? A, bătrânul glumește, iar cred că luat o raznă. Zice cuvântul Domnului de lot, ginerii lui credeau că, că glumește. Ginerii lui credeau că glumește. De, ăsta, împăratul acesta, cei din Inive, nu au crezut că e de glumă? Nu? Nu a lăsat împăratul să se creadă că el glumește cu mesaj. Au fost foarte serios o luat în serios mesajul care a venit din partea lui Dumnezeu. Dacă ești în locul acesta, ar vrea dincolo de ceea ce spun eu să vezi că e mesaj din partea lui Dumnezeu. Pentru viața ta, pentru sufletul tău. Avem un tânăr la noi care e pe lista de botez în decembrie o să fie un botez la noi la biserică și băiatul ăsta vine dintr-o familie de nepocăiți. O ajuns și el din întâmplare, spunem noi, în biserică și s-o dus undeva la balcon, unde stau, la al doilea etaj, stau băieții ne nebotezați, vreau să zic nepocăiți, băieții nebotezați, care au o anumită vârstă, acolo stau eu. Nu știu de ce au priveliște asta, dar acolo stau. S-o dus și el, nu știu unde să se așeze, o și s-o așezat acolo. Și asculta predica. Când s-o gătat, au venit la noi și o zis către noi, zice, vreau să să mă botez, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și am zis, da, ești din familie? Nu, zice, nu sunt din familie de pocăiți. Cum ai ajuns aici? Eu zic, din întâmplare, n-am fost la biserică, acum am venit prima dată. Și zic, cum de te-ai hotărât? Și au zis, ce au zis băiatul ăsta. Zice, în timp ce stăteam pe scaun și ascultam predica, zice, dintr-o dată am auzit o voce. Pe el îl cheamă Emanuel. Zice, am auzit o voce care a zis, Manule, sunt aici. Zice, știu că mi-a vorbit Dumnezeu. Din ziua aceea, din seara aceea, e nelipsit de la casa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a transmis un mesaj în, în, în seara aceea. Dincolo de predică, Dumnezeu îi spunea că e acolo. Vreau să-ți spun în seara asta la Muntele Sionului, Domnul este aici. Domnul are un mesaj pentru viața ta. Domnul are un mesaj pentru casa ta. Ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Un împărat se ridică și spune, îi de luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. De ce Ierusalimul o ajuns să fie sub blestem și să fie dărâmat? Știți de ce? Că nu înțeles lacrima care se vărsa pe obrazul Domnului când s-a uitat spre Ierusalim. Știți ce o zis Domnul? Ierusalime, Ierusalime, Ierusalime n-ai cunoscut vremea. N-ai luat în serios mesajul care venea din partea lui Dumnezeu. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Vine vremea că nu-ți voi mai vorbi. Vine vremea când vei căuta mesaj și nu o să-ți mai vorbesc, nu va rămâne piatră pe piatră. O lăsat să treacă clipa potrivită, o lăsat și -o, o, luat în, în nu o luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Păi vă, vă dau un exemplu, vă spun ceva de Iona. Știți de ce împăratul ăsta l-a luat în serios pe Iona? Știți de ce? Când o ieșit, citeam săptămânile trecute, lunile trecute de Iona, când o ieșit din burta peștelui, știți cum arăta ăsta după trei zile? Ziceai că l-ai scos de la spitalul de arș din Timișoara, de la Casa Austria. Tot cars, unul din fenomenele care le aveau uh, asirienii, din care făceau parte ninivenii, știți ce făceau cu, cu prinși de război? Când îi lua, nu i-a mora, îi jupuia de vii, trăgea pielea de pe ei de vii. Nu, gândiți-vă, când a ieșit Iona din burta peștelui și a ajuns la ei pe, pe faleză, când au ajuns la ei pe teritoriu, știți cum arăta? Ca unul care era jupuit de ei. În momentul acela, știți ce strigau veni? Mortul vorbește. Toți care erau jupuiți mureau pe loc. Când l-au văzut pe Iona, s-au șocat toți, au zis, uite un mort, pe care l -am... așa era pielea lui, ziceai că e jupuit. Așa s-a uscat și s-a era făcută lucioasă, încât s au crezut că mortul vorbește. Știți de ce era pielea lui Iona așa? Din cauza neascultării lui. Din cauza... N-ai vrut să predici cu gura? Nu, Nu o să predici cu pielea. Eu tot întorc la Dumnezeu. Eu tot întorc la mine. Dar dacă nu vrei să aduci mesajul cu buzele și să le transmiți mesajul, o să le duci cu pielea. Ei vor vedea pielea ta și se vor întoarce la mine. Dumnezeu nu pierde. Noi credem așa că Dumnezeu mai scapă lucrurile de sub control. Nu! Nu vrei să-L să slujești pe Dumnezeu de bunăvoie o să pui pielea la bătaie. Însă atâția în, satița, în care s-au botezat în spital. Știi ce ori zice cei mai mulți? M-am -am predat lui Dumnezeu cu ani în urmă. Dar am zis că mai amân un pic. Adică nu au luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. Și au venit vremea când s-au botezat prin stropire. În, acolo în pat, în, în spital. De aceea vreau să spun în seara aceasta. Fă ce-a făcut împăratul. Ia lecția aceasta. Ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru care l-a făcut împăratul acesta, știți ce-a făcut? S-a ridicat din starea în care se afla. S-a ridicat din starea în care se afla. Foarte mulți aud mesajul, iau în serios mesajul, dar se blochează aici. Domne, mie mi-a plăcut la biserică, mie mi-a plăcut la adunare, dar atât. Îl ascult pe era să zic pe Cristi, nu? că toată lumea l-ascultă, nu? l asculta și dumneavoastră, nu? Eu l-ascult, dar e blocat aici, nu vine să se boteze, nu vine să intre în apa botezului. Dar zice că împăratul, după ce a luat mesajul în serios din partea lui Dumnezeu, s-a ridicat din starea în care se afla. Auzi ce spune cuvântul Domnului? Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și spune cuvântul Domnului versetul 6. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. Și auziți acum, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Știți ce a făcut împăratul? S-a sculat de pe scaun și și-a scos mantaua. Știți ce oferă scaunul în viață? Siguranță. Când ai scaunul tău, de ce îi bătaia pe scaune? Ați auzit vorba să bat pe scaune? Și în primărie se bat. De ce zâmbiți? Să bat în primărie, se bat în. În, în, alte locuri. Pe ce? Pe scaune, domne. Pe scaune. Am fost la o biserică, n-au scaune la amvon, n-au nici bancă. Aici e bancă să încapă toată lumea, nu? Să încapă cât mai mulți. Wow. Să încapă toată lumea. Dar în loc, eu zic, domne, noi n-am pus scaune ca să nu fie bătaie pe scaune. Scaunul întotdeauna îți dă siguranță. Când stai pe scaun, ai siguranță. Și mantaua, știi ce oferă? Putere. El avea scaunul de siguranță și avea mantaua prin care și exercita puterea, avea. În momentul când i-o vorbi Dumnezeu, se ridică de pe scaun, pentru că atunci când îți vorbește Dumnezeu și îți transmite un mesaj, scaunul nu te mai ajută. Scaunul nu te mai ajută. Haina care o ai pe tine față în față cu analizele, nu te mai ajută. Nici pozele de pe Facebook. Imediat te schimb. De aceea împăratul ăsta pune la inimă mesajul și se ridică din stat. Nu am mai zic, eu să mă împocăiesc. Eu, păi tu vezi emblema, vezi insigna asta ce scrie. Ia apropiete, bagă ochiul aici. Parlamentul României, guvernul Pe tu, tu știi cine sunt eu? No, dacă încă mai recurgi la lucruri din astea, știi cine sunt eu? Îți spun ceva, că tu tot în starea ta rămâi. Împăratul ăsta se ridică și își lasă siguranța, își dă seama că în fața lui Dumnezeu niciun scaun nu-i sigur. Singurul scaun care e sigur în lumea aceasta, e scaunul de domnia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu în, în asta ne cheamă să ne lipim cu scaunele noastre de scaunele Lui. Să zicem, Doamne, eu vreau să mă mut de pe scaunul meu, să mă mut aici lângă Tine. Pentru că e cel mai sigur scaun din univers. Slăvit să fie numele Domnului. Fă, împăratul acesta se ridică și își dă mantaua jos. Renunță la grade ca la Vedeți că Dumnezeu aduce situații în viață că nu te mai poate ajuta nimeni. Până Aman îl ajută o fetiță. De ce? Că era mesajul din partea lui Dumnezeu. Avea Dumnezeu metodă să ți zdrobească ca să audă mesajul din partea lui Dumnezeu. Îți spun în seara asta. De ce să nu lași cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească când poți să asculți liniștit? Când poți să asculți liniștit? Vine vremea când vei auzi mesajul lui Dumnezeu. Dar în momentele acelea, poate îți va fi greu să asculți, îți va fi greu să deschizi ochii. Știți ce face diferența? Toți am avut mesaje tăioase din partea lui Dumnezeu. O să vedeți imediat. O venit Iona nu cu o rugăminte. Știți cu ce o venit? Cu sentință. 40 de zile, nu mai veniți și data viitoare, mâine sare iar evangelizare. Nu, o zis 40 de zile și gata cu voi. Muriți! Sentință! Știți ce au făcut diferența în fața sentinței? Atitudinea împăratului. Zice cuvântul Domnului că Dumnezeu într-o noapte trimite la unul ce era băut, tot împărat. Îi trimite un mesaj de amenințare, ca la oamenii din Inive. Numai că nu-l trimite pe Iona, nu-l trimite pe prorocul Daniel, ci trimite un cap de mână. Și începe să scrie pe perete. Numărat, cântărit și împărțit. Și spune cuvântul Domnului că ăsta era mesaj de amenințare. E, interesant la belșa țară. Măi, dacă n-ai știut scrierea, de ce tremură picioarele? Că tu nu știi ce înseamnă, nu? De ce tremuri? Știți de ce tremura? Știa că e un mesaj din partea lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu, nu știa exact ce transmite, dar știa că era un mesaj. Și au început șoldurile să se dezmembreze, ori început genunchii să se lobească unul de altul. De ce? Că Dumnezeu îi trimitea un mesaj, un ultimatul. Și au zis, numărat, cântărit și împărțit. Știți ce a făcut diferența? Afișează, te rog, Daniel 5, versetul 5 și versetul 6. Să vedeți ce a făcut ăsta și, și de ninive împărat a primit mesaj de amenințare și au primit mesaj de amenințare și belșața. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului, vedeți? Noi facem lucrurile la ascuns, la întuneric, băutura, nu, distracția, la întuneric. Dar Dumnezeu când vorbește, știți unde a început să scrie? În fața sfeșnicului. De ce? Să vadă toată lumea. Noi, știi, dacă am putea să nu ne audă când ne vorbește Dumnezeu. O zici, Dumnezeu, nu. Acolo să vadă toată lumea scrierea. Să nu zici că nu a vorbit Dumnezeu. Să nu zici că nu i-a vorbit Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului și au scris în fața sfejnicului pe zidul zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Și versetul 6. Atunci împăratul a îngălbenit. O îngălbenit că era mesaj care te îngălbenea. Și Ninive au primit un mesaj care i-a îngălbenit, domne. Că era mesaj din partea lui Dumnezeu. Și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor. Și genunchii i s-au izbit unul de altul. Și în momentul acesta se face diferența între ăștia doi împărați. Atitudinea celor doi împărați face diferența. Unu, și ce zice? Știu că-i sentință. Dar totuși, mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Totuși apelez la mila lui. Ăsta la, știți ce face? Spune mai departe versetul 7, afișează. Să vedeți. Zice, împăratul, auziți atitudinea, a strigat în gura mare să se aducă cititorii. Unu, se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Altul urlă în gura mare. Zice, recur la puterile mele. Cine o să-mi deslușească, iar cu șpagă, cu mită, dă îi ridic în funcții, în nu-i problemă. Încă mai vroia să-și exercite puterea. Încă mai vroia să demonstreze la oameni cine e el, în fața mesajului lui Dumnezeu. Bărbat, împăratul din Inive, zice, eu nu mă mai ajută scaunul, nu mai stau pe el că se rupe cu mine, ca și cu Eli. N-are rost să mai stau nu mă mai ajută nici mantia de pe mine, orice ordine dau în fața ordinului lui Dumnezeu, toate ordinele mele cad la pământ. Degeaba mai recur la oameni că nu mă pot ajuta. Împăratul ăsta, Belșațar, încă mai recurge. Unul se roagă, ăla la altul Ce Dumnezeu, a zis unul. Zic, mă, dacă Dumnezeu îți va ieși înainte și Dumnezeu te va întoarce cu forța. Zice, pe mine, vezi, nu mă pocăiesc. Asta e atitudinea lui Belșațar. Eu, pe mine, pe mine Dumnezeu așa să mă mute, să eu să comand și el numai să-mi aducă. Eu numai să-l strig și el să vină. Așa să avem pe cine să comandăm. Belșațar nu ia atitudinea împăratului din Inive, ci începe să urle, începe să promită, să facă mari lucruri. În fața mesajului lui Dumnezeu, știți ce face diferența? Atitudinea omului care aude mesajul din partea lui Dumnezeu. Sunt oameni și mulți dintre Dumnezeu și toți de fapt, toți am avut un mesaj tăios din partea lui Dumnezeu. Unii ne-am întors cu fața spre Dumnezeu și am zis, Doamne, merit să faci așa cum ai zis. Merit să fiu nimicit, merit să fim distruși, merit, merit, merit. Dar dacă există îndurare la tine, eu mă întorc cu fața la tine. Eu mă întorc, așa e că cei mai mulți, așa, asta am făcut. Toți am avut mesaje de amenințare. Alții știi ce au zic? Bă, mi-a plăcut. Mai vin și data viitoare. Deocamdată nu mă pochesc. Deocamdată nu, nu mă întorc la Dumnezeu. Nu. Însă alții că împăratul ăsta nu a luat atitudinea românească să zic că, domne, eu vin, dar nu pot să mă ridic. Sunt foarte mulți în vremea aceasta care știi ce spun? Frate, nu mă pot ridica. Nu mă pot ridica. Păi uite-te împăratul ăsta. Când au auzit mesajul și o simțit, o luat în serios mesajul din partea lui Dumnezeu zice că Dumnezeu i-a dat puterea să se ridice. Dumnezeu, a venit Apostolul Pavel și a zis, pot totul în Hristos care mă întărește. Noi vrem să ne ridicăm pe puterile noastre. Dar nu știm noi că în momentul în care noi ne dorim ridicarea, lângă efortul nostru vine mâna lui Dumnezeu care ne ridică. Ne dă putere să nu ne rușinăm, să intrăm în apa botezului, indiferent de funcțiile care le avem. Și împăratul ăsta dă o poruncă extraordinară. Spune, oamenii și vitele să se acopere cu saci. Și au nu numai de formă, că cu saci ne place să ne îmbrăcăm, așa să părem cât mai, mai bine. Și nu e rău să, să fim smeriți într între ale îmbrăcămintei, foarte indicat. Dar asta nu se oprește aici, să zică, gata, schimbăm garderoba, nu. El o știut că problema nu e la garderobă, ci că sunt lucruri mai profunde. Și auzi, asta nu a fost la Evanghelie, era păgân, era un om păgân. Spune așa, și să strige cu putere către Dumnezeu și să mai facă ceva și să se întoarcă de la calea lor ce are. O zis că poate Dumnezeu se va întoarce din hotărârea lui. S-a întors Dumnezeu? s întors. La oamenii care iau hotărâri, la oamenii care iau în serios mesajul din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu le trimite mână de ridicare. Dumnezeu întoarce planurile și o să vedem imediat la final. Dumnezeu întoarce planul de blestem în binecuvântare ar vrea în seara aceasta să rostească Dumnezeu binecuvântarea în locul acesta. Cel care simte că-i sortit pieirii, Dumnezeu să-i dea siguranța mântuirii, Dumnezeu să ierte vina, Dumnezeu să-l ridice din starea în care se află, mărit să fie numele Domnului. Când iei în serios mesajul din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă puterea să te ridici. Împăratul acesta din Inive, lecțiile care ni le dă, prima lecție, ne dă lecția aceasta, el ia în serios mesajul din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, se ridică din starea în care se află. Nu eu nu pot, doamne, nu pot. Am încercat cu țăgarea, cu... Bă, avem un frate, nu știu dacă v-am mai zis, am avut, l-avem și acum în biserică, a fost portarul bisericii. Un bărbat așa, cât ușa, dublă. Un bărbat foarte bine, foarte mare. Dar omul ăsta sincer. Pentru că Dumnezeu apreciază întotdeauna sinceritatea. Ăsta sunt, doamne. Asta au noi suntem răi și așa răi cum suntem, ne întoarcem la Dumnezeu. Bărbatul ăsta era programat la botez, acum vreo 2 ani de zile. Și l-a sunat fratele Moț și o zis, zice, auzi, cum ești? Teodore, cum ești? Și o zis, bine, frate Moț, zici, ești pregătit de botez? Și o zis, frate, nu mă botez acum. Și o zis, dar de ce? Ce-i baiu? Și o zis, frate, păstor, nu m-am lăsat de țigări, nu mă pot lăsa de țigări. Zice, vreau, plângea omul, un om de 1,90, 130 de kilograme, plângea. Și a zis, frate, nu mă ascund, nu mă pot lăsa de țigară, nu mă pot, ăsta sunt. Și a zis păstorul către el, vină la biserică. Zice, caută-mă când vii la adunare și o să vorbim. O venit Teodor la biserică, o intrat în birou, s-a uitat păstorul el, zice, ai țigările la tine? Zice, le am aici în buzunar. Nu au zis, nu, sunt mașină. Au zis, le am aici în buzunar și au zis, scoate -le pe masă. Le-au scos pe masă, s a uitat la el și au zis, crezi că Dumnezeu astăzi te poate elibera de patima aceasta a țigării? Omul acesta a buvnit în plâns și a zis, cred cu toată inima. le au luat, le au rupt bucăți, le au aruncat în tomberon, în gunoi, s a pus pe genunchi și păstorul s-a rugat pentru el. Din seara aceea, om pătimaș, de zeci de ani, o, o, o fumat zeci de ani, din seara aia, nu mai fumat niciodată și nu mai simțit niciodată atracție pentru țigară. O intrat în apa botezului un om liberat de Dumnezeu. Pentru că atunci când tu vii sincer și spui, Doamne, nu pot, am încercat să mă ridic. Știi ce face Dumnezeu? Îți vede dorința, îți vede atitudinea sinceră în fața cuvântului lui Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu întinde mâna și te ajută. Să fie seara asta, poate ieși la balcon și te lupți cu diferite neputințe. Zice că Domnul Iisus vindeca orice fel de neputință. Spune-i, Doamne, nu pot să cânt. Și asta e o neputință. Domnul să te ridice din neputința asta. Doamne, nu mă pot ruga. E o neputință, e o mare neputință să nu te poți ruga. Spune-i, Doamne, atinge-te de mine. Poate ai diferite păcate, diferite legături și spui, Doamne, nu pot, spune Domnului. nu spune, Doamne, mai încerc, nu, el nu așteaptă să mai încerci. El așteaptă să-i spui, nu pot, Doamne, ăsta să nu pot să legat. Și Seara asta să facă Domnul eliberare în locul acesta. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru, știți ce mai face împăratul acesta? Mai face și ne mai dă o lecție extraordinară. După ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, după ce se ridică din starea în care se află, mai face ceva. Se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Se ridică din locul acela, și se prăbușește înaintea Domnului. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 7. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Și auziți acum cum se prăbușește înaintea Domnului. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are ea. Și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Și auziți acum, sentința dată, Dumnezeu supărat pe Niniveni. Era supărat foc și Iona și era supărat și Dumnezeu. Și auziți ce spune omul ăsta în prăbușirea lui, înaintea lui Dumnezeu. Vine și spune, și cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi, și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim se ridică de pe un scaun pe care i-a fost obișnuit o viață. Se ridică din, din, își dă mantia jos, care îi oferea putere pământească. O aruncă la gunoi, o dă deoparte, nu mai știm nimic de mantia lui. Dar știm că s-a ridicat de pe scaun și s-a aruncat, s-a prăbușit și i-a îndemnat pe toți. Nu ne rugăm să facem o rugăciune, știi ce o zis? Pentru starea noastră strigăm cu putere către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, când omul nu se roagă, când omul strigă cu putere, Dumnezeu se ridică și ia atitudine în fața rugăciunilor cu putere. De aceea, diavolul în vremea aceasta, știți ce caută? Să ne ia puterea. Și puterea de slujire, și puterea de rugăciune. Să facem rugăciuni, să avem oră de rugăciune și să ne ia puterea. O zis împăratul, nu, noi ne rugăm, noi strigăm cum? Cu putere către Dumnezeu. Și poate Dumnezeu, în bunătatea lui, își va întoarce sentința de la noi. Omul acesta, împăratul acesta, face cea mai frumoasă afirmație de Dumnezeu, că e un Dumnezeu care poate să-și întoarcă hotărârea. Știu că Dumnezeu poate îi supăra pe tine pe casa ta, dar îți spun ceva, că dacă în seara asta te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își schimbă hotărârea în cer. Dumnezeu are puterea să schimbe hotărârea care luat o luat-o în dreptul casei tale în seara asta, domne dacă te prăbușești înaintea Lui, Dumnezeu îți poate da binecuvântarea. Știți că Iona ăsta nervos aude Dumnezeu rugăciunea împăratului și o place. Dar lui Iona nu i-o place. Auzi ce zice versetul 4, capitolul 4 cu versetul 1, următor, unde am încheiat cidirea. Și zice, Dumnezeu o văzut, Dumnezeu i iertat, și zice versetul 4 așa, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Știi ce nu i-a plăcut? Că s-au pocăit oamenii. Nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut că o căzut el așa, o căzut și fona. Deci lui Dumnezeu îi place întoarcerea, dar lui Iona nu îi place. Cine mă s-a Ăla, nu mă, vezi de treabă, nu s-a Nu s-a pocăit, dar eu știu, eu îl știu. De ce? Că-i Duhul lui Iona bântuie zice că Dumnezeu s-a bucurat. Și au zis ce, ce, cuvinte extraordinare, spune cele, cel mai mare adevăr despre Dumnezeu în versetul 2. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam când eram încă în țara mea? Și au cel mai mare adevăr care poate spune un om despre Dumnezeu. Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la tars. Și auziți, că știam că ești un Dumnezeu milos. Yes. E adevărat? Yes. E adevărat. Auzi ce zice nervosul ăsta de Iona. Supăratul de Iona. Zice, știu că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare. E adevărat? E adevărat. Ei, Dumnezeu plin de îndurare. Îi, că dacă nu era eu, el plin de îndurare, eu nu eram aici, dumneatale nu era aici. Și vine Iona și zice, știu, cele mai mari adevăruri, le spune Iona, ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Cel mai mare expert în adevărurile lui Dumnezeu. Știi cine a fost? Iona. La teorie era extraordinar. Extraordinar la teorie. Dumnezeu e bun, e milos, îi ne rugăm ca să-i elibereze. Dar când o eliberat Dumnezeu, la practic a fost praf. Praf, gata, totul s-a năruit. Totul s-a năruit. Știți că și în vremea aceasta sunt foarte mulți predicatori și foarte mulți oameni care sunt experți în teoria adevărului despre Dumnezeu. Domne, ține o predică Te zici, vă spun, la teologie am avut pe un profesor de hermeneutică, fac numai o paranteză. Când ne-o ținut prima lecție de hermeneutică, îl, îl întreb, un păstor ce era profesor acolo la universitate, îl întreb, zic, pentru că nu-l cunoșteam pe profesorul ăsta de hermeneutică, îi zic, auzi, fratele și am avut oră, cursuri cu el, uh, unde-i păstor? Se uită fratele și zice, dar ăsta nu-i pocăit. Zic, cum domne nu-i pocăit? ne o ținut un curs despre învierea lui Lazar, de eu n-am auzit în viața mea așa ceva. Așa o vorbit despre puterea învierii lui Hristos în fața mormântului lui Lazar, că am rămas, n-am auzit în viața mea așa ceva. Și eu îl întreb, unde e păstor? Zice, nu că nu-i pocăit. Nu-i pocăit. Și zice, am înțeles că sunt foarte mulți oameni experți în teoria adevărului despre Dumnezeu. Dar când e vorba de practică, nu fac nimic. Când e vorba de practică, știi ce le place? Curcubetele, umbra. Domne, noi suntem predicatori, dar de care suntem? De cântarea aia, știți cântarea? Doamne, când ești lângă mine, sunt voios și merge bine. De ce? Mereclima, curcubetele-i pornit, mă acoperă cu, mă acoperă cu, cu umbră, totul e în regulă. Se zice cuvântul Domnului că au venit iermele la, la rădăcina la, la curcubetelui. Și cum s-au ridicat într-o noapte, a doua noapte s-au uscat tot. Dar a doua zi dimineață erau doi uscați, era și curcubetele uscat și mai era unul acolo, știi cine? Și ăsta era tot uscat. Era furios, am furios să-l găsim și aici. În continuu era furios că Dumnezeu e bun. Știi că lui Iona i-a plăcut să fie bun Dumnezeu? Când era în burta peștelui, o zis, să mai coborât până la temeliile pământului, dar iar voi intra în templu tău, iar spunea lucruri, o zi ești plin de bunătate. Când e vorba de mine, dar cu ăștia să nu fii bun, cu ăștia, pe ăștia să nu ierți, pe ăștia să nu ierți. Zice, când Dumnezeu o văzut bine, Iona o văzut rău. Dar știi ce a făcut împăratul acesta, omul acesta? s cu fața spre Dumnezeu. Omul s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Atâta vreme cât mai ai justificări, ca Iona. Doamne, bă, bă ăștia nu, eu știam că ierzi, nu trebuia să mă pui pe drumuri, nu mai trebuia. Cât ai justificări, cuvântul lui Dumnezeu nu va avea putere în viața ta. Cât încă te mai justifici. Știi că bărbatul meu nu mă lasă, bărbatul meu nu mă lasă, să mea nu mă lasă, eu ar veni, ăștia-s justificări, ăștia-s justificări. Am cunoscut pe o soră care s-a pocăit, când s-a pocăit femeia aceasta, i-a zis, dacă te botezi, te vin și vă bag cu capul sub apă și pe tine și pe popa vostru de la biserică. Când a plecat la adunare, el lucra tractorist, a luat o găleată de ulei ars de motor și când i-au ieșit îmbrăcată să meargă la adunare duminică, o arunca cu găleata de ulei ars pe ea și scos o scos afară din casă. Și a zis, așa te duci la adunare, la pocăiții tăi. Așa, ești, nu lăsat-o să se schimbe. Curgea uleiul pe ea și era mizerabilă. Plângea pe drum spre adunare, așa venea spre adunare. Și a ieșit o soră de pe drum să vină și ea la adunare, a ieșit din casă și a văzut-o. Băgatul la ea în casă s-a spălat, s-a schimbat de haine și a venit la adunare. Știți ce a făcut? Nu s-a lăsat de Dumnezeu. A venit și a intrat în apa botezului. Pentru că atunci când nu te mai justifici, Dumnezeu lucrează, no. Dumnezeu schimbă, Dumnezeu transformă. Și știți ce e frumos și mă apropii de încheiere? omul acesta se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta se aruncă cu fața înaintea lui Dumnezeu și cere îndurare. Când le faci pe toate lucrurile acestea, știți ce înseamnă? Când omul acesta a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu, mesajul, când s-a ridicat din starea de păcat în care se afla, o ridicat și poporul lui din, din păcatul în care se aflau cu toții, după ce omul acesta se aruncă și se proșterne înaintea lui Dumnezeu și cere îndurare, știți ce se întâmplă? Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă lucrurile astea. Când le faci toate, înseamnă pocăință. Știți ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu? Pocăința. Înseamnă schimbarea blestemului în binecuvântare. Schimbarea morții în viață. Schimbarea decăderii în ridicare. În momentul când omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Știți care e marea durere și ochelarii care ne pune diavolul pe ochi în vremea aceasta? Știți care, -i, care, care sunt ochelarii care ne pune diavolul? Degeaba te rogi, că așa Dumnezeu nu te mai iartă. Și așa Dumnezeu nu te, te, iartă pe tine. Pe ce ai umblat tu 30 de ani? Dumnezeu nu te iartă. Îți spun în seara asta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta s-a întors cu fața spre Dumnezeu. Și zice: Dumnezeu a văzut din ceruri. Pentru că Dumnezeul nostru spre care strigăm e un Dumnezeu care aude, Slavă. e un Dumnezeu care vede, Slavă. e un Dumnezeu care răspunde. Pocăința este cea care schimbă sentința în cazul inivenilor. S-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu a schimbat sentința. De la moarte veșnică, le-a dat viață veșnică, le-a dat iertare. Pentru că în fruntea unui popor idolatru, departe de Dumnezeu oameni care jupuiau întemnițații, jupuia de vii într-o zi, împăratul fără predici multe, fără YouTube fără Facebook, hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu și în seara asta, nouă, care ne-am obișnuit cu Dumnezeu de ani de zile, ne dă o lecție extraordinară, știe omul acesta să în serios pe Dumnezeu și noi te venim, te plecăm banii mai certăm acasă venim sfinți la biserică Venim furioși la biserică, acasă, venim furioși de acasă, venim furioși și la biserică. Așa jucăm la două capete, un fel de Iona. Predicăm o evanghelie a iertării, dar mognim, nu cumva să se pocăiască, nu cumva să, să fie iertată nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu. În momentul când el se întoarce cu poporul la, la Dumnezeu, Dumnezeu decretează din cerul iertarea pentru Ninive. Slavă Dumnezeu! Știți ce spune Domnul Isus în Noul Testament? Că oamenii aceștia se vor ridica în ziua judecății. Pentru noi! Și vor fi mărturie. Și o să strige către voi. L-ați avut pe Boariu, l-ați avut pe Cornel Răduc, ați avut cântăreți, ați avut biserică renovată. Și a fost ca Iona. Și noi am auzit o predică slăită. O predică din asta obosit, de la un om obosit. Dar dincolo de oboseala lui și de plictiseala lui, știam că e un mesaj din partea lui Dumnezeu. Ar vrea să-ți spun în seara asta că s-au organizat seri de evangelizare, nu să fim pe drumuri, nu ca să venim, să că nu avem ce acasă, ci s-au organizat seri de evangelizare. De ce? Că Dumnezeu vrea să-ți transmită mesajul iertării. Îți spune în seara asta Dumnezeu că-i supărat pe tine, dar dacă te întorci, El te iartă. Aleluia! Dacă te întorci la Dumnezeu, El te primește. Haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. Sim că Domnul este prezent în locul acesta. Te uiți la starea ta și spui că pe tine Dumnezeu nu te iartă. Spui în seara asta că pe tine Dumnezeu nu te primește. O primit un popor păgân. O primit un împărat păgân. Care într-o zi o zi, zi mesajul lui Dumnezeu pentru mine. E mesajul lui Dumnezeu pentru poporul meu. Și ce spune cuvântul Domnului? Afișează-te, rog! E un verset frumos. În Isaia 57 cu 15. Să vedeți ce Dumnezeu ne cheamă în seara asta la iertare. zis ce spune Dumnezeu, nu Dani, nu Cristi. Ce spune Dumnezeu cel preanalt. Căci așa vorbește cel preanalt. A cărui locuință este veșnică și al cărui nume este Sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să-mi viorez duhurile smerite și să-mi viorez inimile zdrobite. Dacă inima ta e zdrobită în seara aceasta, dacă inima ta e călcată în picioare de cel rău, în seara asta două răni, prin care avem vindecarea. O zi saia de Domnul Isus că în sângele Lui avem iertarea păcatelor. În rănile Lui suntem vindecați, indiferent cât ai coborât de jos. În seara asta, dacă te întorci, Domnul te iartă, Domnul te primește în seara asta. Aș vrea să intrăm în rugăciune, simt că Domnul e aici. Dacă ești în locul acesta și vrei să ne rugăm împreună, de acolo de unde te afli, vină în față în timpul rugăciunii și ne vom ruga împreună, știți ce să cerem? De fapt nu să cerem, ci să facem ce-o zis împăratul, să strigăm cu putere. Aleluia! Că slujim un Dumnezeu care aude și Aleluia! vede în toată durerea în Egipt a poporului Israel, trimite Dumnezeu pe Moise și îi spune, du-te, spune-le, Că le-am văzut durerea, le-am auzit strigătele și m-am coborât ca să îi În seara asta am venit la Muntele Sionului să-ți vorbesc de un Dumnezeu care aude, am venit să-ți spun de un Dumnezeu care vede și de un Dumnezeu care dă izbăvire. -ți, Dumnezeu îți poate izbăvi sufletul. Spunei, Doamne, nu pot, nu pot să mă ridic. Eliberează-mă, ridică-mă în seara aceasta. Aleluia. Domnul să dea eliberare. Haideți să ne rugăm și dacă e cineva în seara asta care vrea să ne rugăm împreună să vină în față. Intrăm în rugăciune așa cum stăm.